pornit-o. Așadar, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Nu, așa ne începem noi lecția de regulă, Măriuca. Așa mi-am început-o de-a lungul timpului. Și cum să începem ca să avem curaj, să avem încredere că putem face o lecție din nou frumoasă? Decât cu? Rugăciunea. Rugăciunea, sigur că da. Doamne, ajută-ne, Doamne, să facem o lecție frumoasă. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Vezi cum zice? În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adică cea Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci am invocat Sfânta Treime să ne însoțească și chiar trebuie să spun că avem mare, mare, mare nevoie de ajutor. Că n-am avut timp să mă uit deloc la ceea ce este scris pe tablă acolo. Vezi, avem acest exercițiu de făcut, dar nu știu cum să-l fac. Însă, am multă nădejde, foarte multă nădejde în ajutorul Dumnezeu și împreună, noi amândoi, împreună vom reuși. Să știi că vom reuși. Dacă plecăm cu gândul ăsta, cred că o să reușim sigur. Dar înainte de asta, știi, n-am șters tabla, cum și vezi, aș vrea să mai ne amintim încă o dată. Întrebarea care mi-ai ridicat-o tu ieri a fost asta. Cum? Cum? Cine? Stai mai sus tablă. Spune tu. Stai mai sus tablă. O dau. Întrebarea era, cui a venit în minte ideea de a transforma o zecimală în perioadă simplă. Deci un număr zecimal periodic simplu, da? În fracție, cât tu cum vrei să spui. Deci cum de i-aviți în minte să spună că este egal cu atâtea cifre, exact cifrele care sunt în perioadă, supra atâția de din 9 și de ce nu 8? Ți-amintești că așa m-ai întrebat. Da. De ce 9? Și acum ai răspunsul foarte clar. Da. Hai să ne amintim din nou cum a fost acolo. Care a fost miezul ideii de a descoperi? Puneam ceva care să ne rămână la inimă definitiv. Cum? Știi ce am făcut noi, Măriuca? Fără să ne dăm seama, am încercat să pătrundem în mintea celui care a gândit. Noi nu știm pe cel care au gândit asta, dar a fost așa de bine impresionat, așa de frumos și interesant impresionat, că el a putut să gândească într-un mod anume. Unde a fost cheia? Cu ce anume a pornit el? Hai că avem pe tablă aici. Deci a notat cu X numărul 0786, vezi? 0786 l-a notat cu X și fiind pus în paranteză înseamnă că 786 se repetă de o infinitate de ori. Și noi vrem să ghicim fracția aceea care să însemne, după împărțire, să ne dea așa 786. Ăsta e miezul problemei. Deci asta e problema noastră. Cum facem să descoperim fracția care în urma împărțirii să ne conducă la 0,786786786 la nesfârșit. Ei. Și teoria spunea că punem 786 după și atâția de 9 câte sunt în paranteză prinse. Și cum am procedat? Am notat cu X pe 0,786. Hai să spun ce fac eu acum. Te invit pe tine să mergem împreună, să ne amintim. Iar în timpul ăsta eu sper
sper să fiu influențat de, așa cum am cerut ajutorul lui Dumnezeu, să fiu influențat și să pot găsi soluții. Deci, într-un fel, încerc să intru în legătură cu puterea asta care este al Dumnezeu, ca să mă pot inspira și să pot face și exercițiul acelalt. Situația în care am nu grupuri de cifre nu se repete imediat după virgulă, ci se repetă după ce sunt alte cifre. De la un loc încolo se repetă un grup de cifre. Se cheamă periodic mixt. Asta era problema noastră. Dar hai să ne amintim cum am procedat. Vorbește tu de acum. Am notat cu X. Te rog să vorbești. Am notat cu X. Numărul decimal. Numărul decimal în perioadă. Așa cum îl vedem acum. 0,786. Deci numărul decimal periodic simplu. L-am notat cu X. Și cum 786 înseamnă o repetiție continuu a grupului ăsta de decimale. 0,786 și 786 în perioadă. Deci am scris pe primul grup, l-am lăsat imediat și pe urmă am zis celelalte decimale de la un loc încolo. Toate celelalte până la capăt le-am pus, nu? Că sunt grupul de decimale care se repetă. Deci am zis așa, în loc să scriu 786 până la sfârșit, am zis, hai să scriu pe primele trei să le las și pe urmă de loc încolo pe toate celelalte până la sfârșit să le pun în paranteze. Tocmai repetiția lor la nesfârșit înseamnă să o pun în paranteze. Ce am făcut? Iată, acum e momentul cel mai important, după scrierea aceasta, care pare ca fiind una nu prea importantă, ea este foarte, foarte importantă, că urmează să mulțim cu cât egalitatea asta, X egal cu? Cu 1000. De ce? Pentru că partea decimală așa, are deci trei numere. Deci sunt trei. Trei cifre. Așa. Până când se repetă, sunt trei cifre. Și mulțim cu 1000, știu bine că de la mulțirea, pentru mulțirea cu 1000, virgula se duce la dreapta peste trei cifre. Da? Și atunci eu îl transform pe numărul acesta, care pare mai ciudat, îl transform în periodic simplu. Că fuge virgula la dreapta peste 3 și imediat apare parte întreagă, adică ce este în stânga decimalelor e 786, partea întreagă, și în sfârșit partea decimală de după. Așa apare că 1000x egal cu 786 plus 0,786 în perioadă. Cine este 0,786 în perioadă? Cu cine am zis noi 0,786 în perioadă? Cu cine l-am notat de la bun început? L-am notat cu X, nu? Da. Și acum apare relația. Vorbește tu. Apare relația care? Care? 1000X egal cu 786 plus X, adică ce am înlocuit. Exact. Plus X, exact cum a fost acolo. Și din clipa asta știm să facem. Din ambii. Am scăzut X din ambii membri. Da. Și devine 999X egal cu 786. Deci X egal cu fracție 786 pe 999. E extraordinar de noi când vedem numărul ăsta. Deci mai deodată scriem asta, dar întrebarea ta era de ce supra 999 și nu 88. Acum răspunsul este foarte clar. Că atunci, dintr-o 1000X, se scoate X-ul ăla și rămân 999. Sau dacă mulțim cu 100, din 100X se va scade un X. Totdeauna se scade un X. Și atunci apare fie 99, fie 999, fie dacă mulțim cu 10, numai un singur 9. Deci ăsta e motivul. Și așa ne-a umplut nouă inima de bucurie și am spus ce minunat lucru. Ce minunat lucru că am descoperit pe cel care... Pe cel care a avut această idee și a fost așa bine inspirat,
cu scrierea asta, că aici este momentul frumos, cu scrierea asta lui 0786, 0786 scris aici, aici este momentul cel mai frumos, când el își oferă șansa pentru cele trei zecimale, cele trei cifre, nu? Care sunt în perioadă, să mulțească cu 1000 și să... Deci are planul foarte bine, deodată s-a luminat. Și are planul să mulțească după aceea cu 1000 și partea care urmează 0786 este același X de la început, este același X, că doar dintr-o infinitate de grupe de astea, dacă scădem una singură, este aceeași forma numărului decimal. Tot, nu? Dacă dintr-o infinitate scazi cu 1, 2, 3, 7, un număr finit, într-un alt mod. Da? Deci rămâne neschimbat. Bun. Hai să mai facem un curs, să ne amintim că eu încă păstrez frumusețea acestui ghișițiu a modului de demonstrație și vreau să mai facem un exemplu ca să scrie foarte, foarte clar. Deci tot un număr periodic simplu. Și am să zic așa. 3,17 în perioadă. Hai să conduci tu. 3,17 în perioadă. X egal cu 3. Așa. Deci notăm cu X ăsta. X egal cu 3,17. Deci X egal cu 3,17, da? Care zice că ar trebui să ne dea. Teoria spune că trebuie să ne dea cât. Hai să vedem. După teorii, vedem dacă ajungem acolo. Da. Acum nu știu dacă e supra 999. Nu 999, că sau... ai numai două cifre. Supra 99, exact, așa spune teoria. Dar acum să vedem dacă este adevărat. Deci și în cazul în care am 3, virgulă, este valabilă teoria. Pentru asta am să zicem așa, că X egal cu, scriem din nou, X egal cu 3,17 în perioadă, da? Și putem egal cu 3,17 în perioadă. Așa, 3,17 și încă o dată 17 în perioadă. Corect. Acum înmulțim cu 100. Perfect, perfect, Mărica. Hai să fim încă o dată. Adică luăm pe primul și ultimul, da? Scriem încă o dată, X egal cu 3,17 și pe urmă în perioadă 17 și mulțim totul cu 100. Da? Și ce devine el? Echivalent? Echivalent cu 100X. Deci 100X, da.
Egal cu. Egal cu 3,17. Dacă am mulțit cu 100, virgula fuge. Deci 317. Corect. 317, virgulă. Virgulă 17 în perioadă. Deci 17 în perioadă, perfect. Și egal cu? Egal cu 3,17 în perioadă. Nu. Și aici eu sunt un pic în derută, că trebuie să apară X. Cum facem? Că 317. Deci este 317. Plus X-ul. Adică 3,17. Aici nu văd deloc cum se apară așa. Plus X-ul acela, dar cum să fie X-ul acela? Că X-ul era 3,17 în perioadă, nu? Da. Ei, dacă adun 317 și cu 3, ce face 300... Cât ar face la întregi? 320. Deci face 320. Urcă asta 3, ăsta virgulă, mă. Ce s-a întâmplat? Deci ar trebui corect este să spun 3,314. 3,314 și cu 3 fac 317. Așa apare. Așa e corect. Că matematica e într-un singur mod scrisă. Nu am cum altfel. Da, și la te treabă de unde ai scos 14. Așa e, mă. Așa este. Uite că s-a complicat aici. Ceva înseamnă că nu-i corect asta. Când apare și partea întreagă, nu-i bine. Vezi, Măriuca, cum... Noi am încercat să facem... Noi am făcut numai cu situații de astea când ne-a dat 0, nu și cu partea întreagă. Aici. Și acum s-a complicat. Că... Nu, eu știam când e cu 0,23 merge foarte bine, dar cu 3, văd că s-a complicat. Nu-mi dau peste același X. Cum să fac eu aici? Deci nu mai pare să fie adevărată asta, dacă are și parte întreagă. Atunci am să încerc altceva. Hai să amândoi să încercăm, dacă să rupem pe ăsta în două. Adică scrim mai întâi partea întreagă 3 plus 3 plus cât? 0,17. Da. Adică scriu partea întreagă și pe 0,17. Și să iau pe 0,17 deoparte că la acela merge treaba. Însă când păstrez cu tot cu 3, nu mai este bine. Uite o noutate. N-am știut-o pe asta. Am știut-o. Deci ideea ar fi așa, că atunci când avem un număr care are și parte întreagă, cum este aici, îl rupem pe ăsta, partea întreagă în față, 3, și la partea a doua ne concentrăm pe care o putem mișca foarte, foarte bine. În prezența lui 3 ăsta strică jocul. Înseamnă că aici calculul ar trebui să fie așa. 3 plus și pe ăsta, pentru asta știm sigur că merge. Trebuie să pun 17 supra 99, că merge treaba, da?
17 span 99, dacă are 0, că merge mișcarea aceea. O să ne întoarcem. Și aici, ca să continuăm, aici trebuie să adun la același numitor. Deci trebuie să amplific aici pe 3 ăsta cu cât? De ce ai pus 1, 1, 7? Adică... Nu, e 17 ăsta. Am vorbit pe 0,17 în perioadă, să știm bine că se poate face așa. Ori să o luăm deoparte și vedem că merge. Dar pe când la ăsta de aici nu mai mergea treaba. Și acum te-aș invita, te-aș ruga să aducem la aceeași numitor. Că aici e numitorul la 3, cât este? Când nu se pune numitorul, este 1. Nu? Ia să vedem. Nu-i 1? Ba da. Și noi la adunarea două fracții trebuie să le aducem la aceeași numitor. Numitorul comun cât este aici la cele două fracții? 99. Și amplific acum cu 99 aici, nu? Da. Și să vedem cât face. 3 ori 9. 27. Da. 3 ori 9, 27. Dă-i minte. Da. 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. 29. Supra 1. Păi nu-i supra 1, supra 99 ori trebuie să fie. Că n-ar amulți și sus și jos. Și atunci punem un singur numitor. Ți-amintești la adunarea a două fracții. Deci 99 ori 1 fac 99 și atunci au același numitor și punem un singur numitor. Plus în continuare cât? La fracția cealaltă, numitor, numărătorul. Acolo am amplificat cu... 7. Aici ne amplificăm decât cu 1, nu? Ca așa vine. 99 împărțit la 99, 1. Și vine 17 ori 1 plus 17. Și egal cu... Hai să adunăm cât face acolo. Egal cu 99 la numitor. 99 la numitor, corect. 7 plus 7, 14, 1 minte, 1 plus 1, 314. Formidabil! Deci nu cu 317, cum am zis noi. Din cauza mișcării astea de rupere a lui 3,17 în două, vine 3 plus, ăsta care suportă tehnica de lucru, zicem 17 supra 99, dar aducem la același numitor. Și în urmă lucrăm și îmi dă 314. Exact cum a apărut aici. E fantastic. Fantastic, am descoperit. Am descoperit când avem și parte întreagă. Măriuca, știi ce fericit sunt acum? Doamne, ce minunat este. Uite, vezi, încă o dată, dacă asta, cred că ai simțit. Ai simțit că eram nesigur. Și ai simțit că ceva nu mi-era clar. Am pus semn de întrebare aici, dacă mai este respectat. Deci când avem și parte întreagă, mutăm la dreapta, dar nu este 317 supra 99. Este 314. Deci nu e corect cu 317. Adică s-a scăzut din 317 cât ar fi fost, să scade partea întreagă. Să scade 3-ul. Și veni 314. Deci corect e 314 supra 99. E fantastic de interesant. Nu pot să cred că am descoperit asta. De fapt, eu dacă, în momentul în care aici ne-am fost nesigur, Măriuca, și am pus semn de întrebare, dacă împărțeam pe 317 la 99, nu cred că ne dădea răspunsul corect. Cine dă corect?
314 la 99 și o să facem imediat asta. Nu o să poate. Nu o să poate, ce frumos este. Ce interesant am zis. Deci noi am zis așa, egal cu, x egal cu așa. Am înmulțit cu 100 ca să mișcăm virgula la dreapta. Dar au apărut 317 mișcând la dreapta. Și pe urmă 17. Care se rupe în 314, 300... Dar de ce 314? Deci 317, 17. Dar cum de-au apărut 314 acolo, Mărica? Că eu nu mai îmi dau seama. Era 317? Perfect, perfect. Ai pus tu că... Tu ești cel care a pus 314 acolo. Așa, că nu mi-e așa 317. Da. Trei și cu cine se facă 317 la partea întreagă? Și cu 14. Da. Eu am sesizat asta. Că nu era bine 300. Deci, ca să vadă prietenii noștri, scriem și noi așa. Hai ca să vadă toți prietenii noștri. Că acum ce am descoperit eu, am descoperit amândoi aici, este nemaipomenit. Deci corect ar fi să scriu egal cu 317 plus partea decimală 0,17. Dar nu, x-ul nostru nu era cu 0,17, era 3. Dar nu poți să zici 3, bine, nu. Vezi? Să scadem din 317 3, adică... Așa, nu am pe 3 și atunci mușc din 7, fuge un 3 aici și rămâne 4, deci rămâne 314 plus 3,17, adică X-ul, mi-am construit X-ul acela de care am avut nevoie. Formidabil de tare este. Este interesant, interesant cum am descoperit aici. Nu, trebuie să mai iau încă o dată să fac ordine în minte. Că totul este parcă așa, parcă plutim din cauza acestui număr întreg care am văzut în față și l-am notat cu X. Deci noi ne propunem să transformăm numărul periodic simplu, în fracție ordinară, dar de data asta având și parte întreagă pe 3, care e o situație mai diferită decât ce a fost înainte. Că înainte, din tot ce știam pe categorie, era așa, 0,23, care scrie 23 pe 99, deci cu partea întreagă 0. Și atunci, fiind o situație de asta, noi ne-am închipuit, ce grav, că mișcăm la dreapta peste 2 și face 317 pe 99. Nu! Nu-i corect. Am ajuns la concluzia că corect ar fi care este răspunsul corect. Nu varianta asta, ci varianta 314 supra 99. Asta e varianta corect. Acest lucru nu m-am gândit niciodată. Ce minunat! Zi-mi! Ce facem cu testul? Facem și cu testul, dar știi, eu aici sunt atât de fascinat pentru că vreau să încerc să văd dacă mă apropii de aici și mă duc și la testul acela. Dar vreau să înțeleg, Măriuca, că degeaba, dacă noi am reușit să descoperim ceva și nu fixăm ideea, n-am făcut nimic. Deci este foarte important să fixăm ideea ca să știm cum transformăm. Că acum știi unde suntem, Mărica, numai suntem la început, la momentul acela în care s-a aprins becul un pic, avem lumină și nu vrem să avem mai multă lumină, ca să ne fie foarte clar. Când ieșiți, noi ne vom întâlni cu așa situație. De aceea eu vreau acum să ne fie foarte clar. Deci, cum ar fi... varianta. Ar fi așa.
dacă am înțeles-o bine. Uite, cum transformăm noi pe 7,29 în perioadă? Punem tu, cine este egal? Corect, dacă ne-am prins. Minus 7. Asta era, minus 7, totul supra 2 din 9. Deci trebuie să scădem partea asta întreagă. Foarte tare, foarte tare. S-o pun cu negru aici, acum am scris cu roșu. Deci minus 7 de astea. Asta e foarte, foarte, foarte interesant. Deci minus 7 și egal cât mai departe. Hai să facem calculul. 729 minus 7 face cât? 722. 722 supra 99. Ăsta e spectacol. Ăsta, așa trebuie gândit. Deci dacă avem, asta e fracția. Dacă împărțim pe 722 la 99, ne dă 7,29. Pe când în varianta care o greșisem noi aici, nu-i bine așa. Deci corect este așa. 314 supra 99 s-a scăzut din 317 și 3, de aici partea întreagă. Este extraordinar de frumos. Da. Hai să mai facem încă un model, să ținem minte că se scade partea întreagă. Asta e noutatea. Deci, dacă avem, să spunem, 23,49 în perioadă, spunem tu cu cine este egal. Cine e fracția aceea care să însemne în mod sigur? 2349 minus 23. 2349 minus 23. Totul supra? 999. Nu, totul supra 99. Așa că-s 20 mari. 20 mari, ok. Da? Erau 3, atunci era 990. Așa, dacă în grupul de cifre ar fost 3, atunci spuneam 999, corect. Și să facem sus căderea? 2340. Scădem 3 din 9, repede. 9 din minus 3, 6. 6, 2 și 2. 2, 3, 2. Deci 2326 supra 99. Da. Această fracție este simplificabilă. Ia să vedem prin cât ar merge oare. Te gândești la ăsta care e mai mic, ce divizor are? Repede ca să poată meargă treaba. 99 cum se scrie? 9. 9 ori cât? 11. Ori 11. Deci te interesează dacă se împarte la 9 sau la 11. Eventual la 3. Că 9 mai poate fi 3 ori 3. Hai să vedem la 3. Merge? 2 cu 3. 5. Și cu 2. 13. 7. Și cu 6. 13. 13 nu se împarte nici, nu se împarte la 9, nici la 3. Există posibilitatea să facem o simplificare prin 11. Deci numai prin 11 ne mai interesează. Și atunci hai să facem împărțirea la 11. Te rog. Cum o facem împărțirea la 11?
Începe să vorbești tu. 2.326 împărțit la 11. Te rog să facem împărțirea asta. De două ori. Deci 2, da. 22. Restul 1. Da. 2. Cobrăm 2. O dată. O dată, da. 11. 11, corect. Rest 1. 6. Da. O dată din nou. Deci o dată din nou. Deja se vede că... Se vede că rămâne rest. Nu se împarte exact. Ne pare foarte rău. Împărțirea nu se poate face. Concluzia este că fracția este ireductibilă, da? Ireductibilă. Dar acum văd ceva. Îți propun să facem împărțirea la 99, să vedem dacă ne dă, că sunt curios de nu mai pot. Îmi dă 23,4949. Ia să vedem dacă chiar așa, dacă e o tâmpenie ce am observat noi. Aș vrea să verificăm pe cazul ăsta. Deci să împărțim. Eu speram ca să mai pot simplifica fracția. Vezi ce am visat eu. Să mai pot simplifica fracția. Să am numere mai mici și împărțirea să fie mai ușor. Din păcate, n-am avut șansa să constat că simplifică prin 11 sau prin 9. N-am avut șansa asta. Și atunci nu rămâne decât pe 2.326 să-l împart la 99. Să vedem dacă emoțiile sunt mari, să vedem dacă îmi dă 7,29. Începe să conduci exercițiul. 3, 2, 3, 2, de două ori. Trebuie să ne gândim așa. Că dacă luăm câte cifre? Trebuie să luăm 3. Da. Deci 3, da? Și ca nu în 23. Nu în 23. De două ori. De două ori, da. 2 ori 9, 18. Da. 1 unite. 2 ori 9, 18 și cu 1, 19. Da. Așa. Patru. Patru, da. Trei. Da. Nimic. Da. Unu pe șase. Corect. De trei ori. De trei ori, ai zis, da. 3 ori 9, 27. Da. Minte. 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. 29. 3 ori 9, 20. Am terminat, nu? Da. 7 din 16. Din 16, 9. 9. 13 din 9, 4. Da. Mic. Eu 4 ai zis, da. Am ajuns, nu mai am cifre de coborât. Acum ce fac? Să continui împărțirea.
Știi, noi aveam ce număr X am avut? A fost așa, 23, tu l-ai scris că eu l-am șters. 23, virgulă, cât? X-ul acela care l-am 23, virgulă, nu-l mai am aici pe jos scris. Dar nici eu nu am scris în timp. 23,46 cât 43? Ia vezi tu cât era. 23, virgulă 49 mai mare ca parchiera. Ala ai scris așa? 23,49 în perioadă. El a scris pe aici undeva. Nu l-am scris în timp, că ai cerut tabla.